Așa ne-am dat și astăzi să luăm. Binecuvântat și onorat pe numele Lui, Domnului Dumnezeu Jehova, Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. Lăudat să fie, îi aducem o laudă, îi aducem o binecuvântare, pentru că ne mai dă posibilitatea să ne întâlnim, deși nu știm informații complete în adunare, nu știu când vom fi. În timpul de acum, cum am și fratele Iov, și în timpul de strâmbtorare, care se vede pe carnal, în ochii dinții deja, cu puțin timp înainte puteam să zicem că există strâmbtorare, dar doar pentru creștini, dar acum și pentru toată lumea, încet, încet o să se intre într-o strâmbtorare din care lumea nu va mai ieși decât în împărăție. Cu ajutorul Tatălui, am dorit să lăudăm pe Dumnezeu cu o discuție, o meditație. O să lăsăm Cuvântul Lui Dumnezeu să vorbească mai mult, pentru că noi suntem imperfecți și nu am dorit să aducem o pagubă sau o știrbire Cuvântului Lui Dumnezeu. Cu ajutorul Tatălui am dorit să deschidem Sfântele Scripturi și vă rog să faceți lucrul acesta la Isaia, capitolul 36-37. De acolo să fie discuția de astăzi. Și cu voia Tatălui, haideți să citim un verset cheie care ne interesează. Deci, în principiu, sumarul lecției ar putea să fie o imagine a planului Lui Dumnezeu. Dacă citim versetul 36, capitolul 36, versetul 26, zice așa. Dumnezeu zice așa. Dar n-ai auzit că Eu am pregătit aceste lucruri de demult și Eu le-am hotărât din timpul străvechi. Acum însă le-am adus să se împlinească ca să prefaci și te stai în urmane de dărâmături. În această ordine de idei, ca lucrurile hotărâte de demult să se împlinească, cu această idee o să pornim înainte în călătoria cu ochii minții în ceea ce a fost invazia asirienilor pentru izraeliți și ceea ce e invazia lui Satan pentru lume în paralel. Ne vom duce în două paralele. Paralela literală a Israelului trupesc și paralela simbolică a Israelului spiritual. Atacul Satanei și a agenților lui asupra creștinilor sau lui Iuda. Haideți să, ca să intrăm un picuț în subiect, vreau să fac două versete de introducere. Din Isaia 25, capitolul 25, versetul 1. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, numele, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte sunt credincioșie și adevăr. Așa să știți că nu avem un Dumnezeu, un Tată Jehova, care să nu aibă un plan. Există un plan bine pus la punct. Și există anumite semne care se oferă de-a lungul timpului, iar noi, dacă luăm atenție sau luăm aminte la acele semne, o să știm cam pe unde se desfășoară planul Tatălui. Citim tot din 25 Isaia, capitolul 4, versetul 4, scuze. Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel sărac, o fortăreață pentru cel nenorocit, un necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbral împotriva căldurii. Căci suflarea asupritorilor este ca mijelia care izbește într-un zid. Orice necazul ar fi, noi știm că la Dumnezeu găsim un loc de adăpost. Versetele de la 6 în jos. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestea un ospăț de mâncăruri gustoase. Haideți să avem în minte ceea ce o să pregătească Dumnezeu pentru întreaga omenire. Ceea ce deja creștinul din ziua de astăzi degustă prin ochii minții. Un ospăț de vinuri vechi, de lucruri grase, pline de măduvă, vinuri vechi și limpezite. Voi știți că vinul, cu cât este mai vechi, poate e mai bun, poate e mai scump. La fel și creștinul trebuie să ia aminte să-și sacrifice propria existență și cu cât se sacrifică mai mult până la moarte, cu atâta jertfa lui și acea jertfă vie este primită. Pe muntele acesta înlătură vărul care acoperă toate popoarele, învelitoarea care înfășoară toate neamurile.
Păi, dragii mei, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Când toate neamurile vor avea învelitoarea înfășurată, care înfășoară, va fi dată la o parte, pe numai în împărăție. Și lucrul acesta este extraordinar, pentru că puțini sunt cei care predică din fața oamenilor că lumea va cunoaște de fapt cine e Dumnezeu adevărat. Totodată același Dumnezeu nimicește moartea pe vecie. Stăpânul Domnului, Jehova, va șterge lacrimile de pe toate fețele, va îndepărta de pe tot pământul disprețul poporului său, căci Domnul a vorbit. Iată, aceasta este, iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul pe care îl așteptam acum să ne înveselim, să ne bucurăm de mântuirea Lui, căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta. Haideți și astăzi cu ajutorul Domnului să ne înveselim și să ne bucurăm de cuvântul Tatălui, din toate promisiunile care ne le-a dat. Și așa cum am spus la început, să putem vedea încă o confirmare în Isaia 36 și 37 că planul lui Dumnezeu este prin mai multe locuri prin Scriptură. Și tot același plan. Asta este interesant. Tot aceleași lucruri se repetă în mai multe locuri. Sub diferite forme. Aș dori să mai citesc totuși un verset din capitolul 26, este versetul 9, care zice așa: Sufletul meu te dorește noaptea, Duhul meu te caută cu stăruința în lăuntrul meu. Când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Așa se numește Dumnezeu. Ca sufletele noastre, sufletul nostru, existența noastră întreagă, să-i dorim Domnului și să-l căutăm în permanență, noaptea și dimineața. Deci în alte locuri să vorbești copilul tăi la plecare, la venire. Să facem stăruință în căutarea cuvântului și în înțelegerea lui și doar atunci se vor împlini judecățile Domnului pe pământ. Lucrarea împărăției va fi o lucrare de dreptate, o lucrare de pace, o lucrare în care judecata se va aplica și iubirea se va aplica. Haideți să intrăm în capitolul 36 de la Isaia. Citim primele două versete. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite al lui Iuda și le-a luat. Și împăratul Asiriei a trimis la Lachis, la Ierusalim, din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia pe Rabșache, cu o puternică oștire. Și Rabșache s-a oprit la peductul Iazului de Sus, pe drumul ogorului înălbitorului. Avem aici câțiva participanți în această ipostază, și anume Asiria, vorbind de Asiria, de Israel, de Rabșache și de Ezechia. Ca să fac o scurtă introducere, voi vă amintiți, nu știu exact oare unde scrie, Asiria are legătură cu zona Tigrului și Eufratului. Vă amintiți ce a fost în zona Tigrului și Eufratului? Edene? Da. Așa zic și eu. Așa scrie în Genesa 3 cu... Nu, 2 cu 10. Un fluviu ieșea din Eden, da grădina, acolo se împărțea și se făcea patru râuri. Iar versetul 14 zice în clar, e al patrulea râu, primul Pison, Gihon, Hidekel sau Tigru, și al patrulea este Eufratul. N-a tot pe acolo și Asiria. Nu-i întâmplător. Vedeți de ce simbolul Asiriei ar putea să fie ceva mai măreț decât Asiria. Adică a fost ceva mai măreț înainte și s-a transformat în ceva negativ. Și anume Asiria poate să fie fie, putem să o luăm, fie ca întreaga omenire, transformată de Satan. Lucrarea lui Satan s-a transformat în ceva negativ, fie oștirile celui rău în plan ceresc. Oricum veți vrea, există o profeție care e un picus ciudată. Și chiar am căutat să văd ce zic și frații despre asta. Încă nu se știe răspuns, cel puțin există numai intuiții. Dacă deschidem în Isaia 19, să vedeți ce profeție interesantă este aici. Care n-am găsit-o numai recent. Zice de la versetul 24. În ziua aceea, Israel va fi al treilea. Opa, nu mai e primul. E al treilea. Cu Egiptul, cu Asiria, o binecuvântare în jurul pământului. Mă, cum spunem noi lucrurile acestea? Ce se poate întâmpla aici?
ceva e un picuț diferit. Când Domnul Știrilor îi va binecuvânta, binecuvântat să fie Egiptul poporul meu, deci 1. Egiptul poporul meu, 2. Asiria, lucrarea mâinilor mele și 3. Israel, moștenirea mea. Am mai despre Israel, înțelegem clar. Israel trupesc, Israel spiritual. Dar cine îi face cu Egiptul și cu Asiria? El îi zicesc poporul meu, îi zicesc lucrarea mâinilor mele. Și acum putem extrapola la întreaga lume. Dacă luăm Egiptul ca fiind lumea naturală, lumea pământească și Asiria partea spirituală a ființelor îngerești, care acum sunt corupte, o parte bună din ea, de către Satan. Sunt și duhuri care lucrează în lumea aceasta. Dumnezeu va împăca și cei de pe pământ și cu cei în ceruri. Așa este un verset care nu mi l-am notat și nu îl știu, probabil îl amintiți voi. Da. Deci ideea cumva se poate extrapola în sensul că Dumnezeu nu va lăsa de izbeliște întreaga lume. Sau Egiptul. Nu va lăsa de izbeliște Asiria. Dacă o luăm ca Asiria, partea cerească a omenirii. Îngerii decăzuți care în prezent sunt decăzuți. Și își conduși de acel Sanherib, împăratul Asiriei. Un simbol. Din punctul meu de vedere, Sanheribul acesta, știți ce înseamnă? Că, nu Sanherib, Rabshake. Rabshake nu-i numele omului, e un sol, un mesager, o căpetenie, un mareșal, ceva de genul. Dar el este mesagerul lui, simbolul mesagerului lui Satan. Putem să-l luăm așa. Și ce face acest Rabshake? Să vedeți mai numai ce face acesta. Dacă citim mai departe, haideți că citim mai departe, din versetul 3 în jos, deci Isaia 36 cu 3, ca să vedem ce face de fapt Rabshake. Deci el a ajuns acolo pe drumul ogorului viitorului, atunci Eliachim fiul lui Hilchia, căpetenia casei, s-a dus la el. Deci au ieșit în întâmpinare izraeliții cu cărturarul Șebna, cu Ioac, fiul lui Asaf, scriitorul cronicilor. Rabshake le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește Marele Împărat, Împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bazezi? Eu îți spun că acestea sunt vorbe mele. Pentru război trebuie sfătuire și putere. În cine ți-ai pus încrederea? De ce te-ai răsculat împotriva mea? Căci ai pus-o în Egipt. Ai luat ca sprijin această trestie ruptă, care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, Împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încrede în El. Dar poate îmi vei spune, ne credem în Domnul, Dumnezeul nostru. Dar nu este El acela a cărui înălțând și altar le-a depărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați acestui altar? Ne oprim aici la versetul 7. Și cum ar veni Rabshake, acest mesager care simbolic îl putem lua un mesager al celui rău, vine și pune la îndoială credința izraeliților atunci și credința noastră acum. În primul rând, el dorește să afle care e baza credinței. Conform versetului 4, ce este încrederea aceasta pe care te bazezi? Noi trebuie să avem o bază a credinței. Nu putem numai să credem în ceva și, de fapt, să nu avem o bază, o structură. Hai să discutăm scurt despre baza credinței și despre niște versete, doar câteva, pentru că întreaga Biblie plină de asemenea profeții și făgăduințe. Dacă deschidem la Genesa 28:15, Dumnezeu zice așa, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutinde și pe unde vei merge și te voi duce înapoi în țara aceasta, că eu nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. Dumnezeu promite aceste lucruri izraeliților, dar și totodată izraeliților spirituali, care au un drum spre Canaanul Ceresc. Deci dacă Dumnezeu spune cuiva că este cu el, atunci Dumnezeu este cu el, orice ar fi. Nu contează ce se întâmplă pe drum. Tot același lucru, o profeție extraordinară care voi o știți cu toții, în Genesa 12, avem bine ideea de baza credinței în binecuvântarea viitoare oferită lui Avram. Când îi se spune că te voi face să devii un neam mare, te voi binecuvânta și partea care ne interesează pe noi și puțin oameni, o văd, este că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în acea sămânță, care simbolic se duce mai departe în Hristos și în Biserică.
Baza credinței noastre se mai poate regăsi dacă ne uităm și în Isaia 35, un capitol înapoi. Vedem în versetul 4, unde se zice, se spune celor slabi de inimă, de exemplu, cum e ziua de astăzi. Ziua de astăzi trăim niște vremuri mai ciudate, psihicul nostru, caracterul nostru poate să mai cadă câteodată din cauza fricii. Pentru că Satan sau acest rapșat, acest sanherib simbolic, lucrează în permanență, se introduc o frică. Când tot ceea ce se difuzează în multimedia, nu înseamnă să nu avem frică, nu înseamnă să ne ferim, dar înseamnă să ne credem în Dumnezeu și să acționăm rațional. Dar se zice, spune și rosulat de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni. Răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui. În momentul când Dumnezeu ne oferă aceste păgăduințe, cum putem să ne îndoim? În aceeași ordine de idei, dacă deschidem la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18 și 20, unde bisericii vin la Laodiceea, în timpul prezent, îi se spune așa, îi se spune să cumpere de la Domnul, îi se spune să fie curat, să cumpere aur curățit prin foc, să nu cumpere orice, să nu căută în fânt trestie și lemn. Îi se spune să se îmbogățească în acest fel, nu în fel pământesc. Se dorește să aibă haine albe, să-și acopere goliciunea și să-și ungă ochii ca să vadă. Păi, dragii mei, ungerea ochilor nu se poate numai cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne ungem ochi cu alifii omenești, pentru că aia înseamnă să ne facem abonament la farmacie, farmacie omenească, și să ne tot ducem acolo și numai nu ne vindecăm. În momentul când îți faci un tratament cu cuvântul lui Dumnezeu, o să ne dăm seama cât de slab suntem înăuntru și cât de tare ne purifică cuvântul lui Dumnezeu. Și mai departe, versetul 19, e un verset foarte puternic, pentru că ni se spune așa, eu mustru și disciplinez pe aceia pe care îi iubesc. Haideți, fraților, să acceptăm mustrarea și disciplina Tatălui. În momentul în care noi nu acceptăm mustrarea și disciplina, înseamnă că nu suntem fii. Suntem fii din curvie, așa se spune. Nu parcă așa este un verset, care nu știu acum, dar probabil frații îl știu. Să fim plini de râvnă, să ne pocăim. Pentru că Domnul Iisus stă la ușă și bate. Doar cine aude glasul, doar pentru El va deschide. Dacă auzim glasul, multe făgăduințe și multe baze ale credinței noastre, noi trebuie să știm totdeauna să-i răspundem cu un așa scris, așa scrie sau un verset, un gând lui Satana, pentru că acesta o să lupte totdeauna. La momentul când avem promisiuni, ca și în Ioan 3:16, când noi știm că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, avem o încredere bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și încă un lucru în plus, ce am observat, și o confirmare în viața noastră a fiecăruia. Probabil ați observat fiecare în viața voastră. Ați observat o așa mică minune, o așa mică ajutorare din partea Tatălui, care nu putea fi din partea oricărui alt lucru sau circumstanță. Haideți să mergem mai departe cu versetele, pentru că cred că nu o să le apucăm să le parcurgem. Dacă citim de la versetul 8 în jos, Isaia 36:8, să vedeți ce face Satan acum, mai departe, simbolic, atunci era Rabșache, literal, și acum ce face Satan? Și ce face? Acum fă îndoială cu stăpânul meu, cumpăratul Asiriei. Și îți voi da 2000 de cai, să vedem din partea ta dacă poți face rost de călăreți care se încalece pe ei. Citim mai departe până mai jos. Cum ai putea să stai tu împotriva unui singur capitan dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Și totuși tu îți pui încrederea în Egipt pentru care și călăreți. Satan, există acea expresie, să faci pact cu diavolul. Dacă chiar se face în ziua de astăzi pact cu diavolul, lumea, fără să-și dea seama, își dă viața lui Satan. Prin faptul că acțiunile, gândurile, tot ceea ce suntem, se pot duce ușor, ușor înspre partea nefolositoare, pentru care Satan se bucură extraordinar de mult când ne-a câștigat. Noi credem că, de fapt, nu facem niciun rău, ci
și de fapt nu facem bine. Există unele lucruri care Satan, așa subtil, fiind cel mai puternic înger de căzut, are cunoștințe foarte puternice și are putere foarte mare să știe slăbiciunile noastre a fiecăruia. Și atunci știe cum să ne atace și cum să ne subjuge. Ce este foarte important este ca noi niciodată, și încă o dată repet, niciodată să nu ne ducem cu Satan. Eu am observat pe propria mea piele, în momentul când ne ducesc cu el pierzi. Pentru că el știind totul despre noi și noi ne știm despre el, noi nu suntem așa puternici ca și el. Și atunci, dacă avem un așa este scris, dacă avem în mintea noastră întipărit, de copii mici, așa, sau din tinerețe, sau și de la bătrânețe, cu zel, nu contează de când, în momentul în care creștinul dorește să-și dedice viața Tatălui, trebuie să facă doar acel lucru. Și să nu cadă niciodată la învoială cu Satan. Pentru că Satan va veni cu oferte. Și anume, îți dau călăreți, îți dau cai, adică cai. Tu îți faci jos de călăreți. Eu îți ofer tot ce dorești. Vă sună cumva cunoscut? Cine a mai avut asemenea ispite? Domnul Iisus. Haideți să le citim scurt. În Matei 4. Păi, dragii mei, dacă Domnul Iisus a avut anumite ispite cu marele adversar, ce vă place pe voi să credeți că noi nu le avem zilnic? Ispita referitor la pietrele care să se facă pâini. Ispita referitor la streașina templului de unde să se arunce jos. Și cea care este marcată în Isaia 36, versetul 9, aici ai Matei 4, 9, zice așa, Satan. Toate aceste lucruri ți le voi da dacă te vei arunca înaintea mea și te vei închina mie. Și atunci Iisus i-a spus un așa este scris, când pleacă Satan, așa este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Satan dorește ca noi să facem acel pact, acea înțelegere cu El, să-i dăm doar o părticică, doar 5%. E destul 5%, nu trebuie mai mult. 5%. Pe anul viitor 7%. Și tot așa. Singura mea soluție este să ne vedem starea fiecăruia. Fiecare să ne vedem starea. Eu n-am treabă să judec pe nimeni. Nu-i problema mea a judeca pe nimeni. Pe mine nu m-a chemat nimeni să fiu judecător. Judecător este doar unul sus. Dar eu ce trebuie să fac? Să mă uit în inima mea, în mintea mea, în fiecare zi și să mă gândesc cât de mult clădesc pietre scumpe, aur și cât de mult frunzi și creste. Un lucru iarăși interesant, dacă citim în Ioan 8, haideți să vedeți acolo în ce zice, în Ioan 8, cu 31 și 32, Dumnezeu zice așa referitor la cuvântul Său. Dacă rămâneți în cuvântul, Domnul Iisus vorbește aici, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face liberi. Păi, dragii mei, noi nu avem nevoie de carele lui Satan. Nu avem nevoie de niște călăreți puși în față, care să vină cu doctrinele lor și nu cu cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul Domnului Iisus și a Sfintei Scripturi care îl avem deja. Din mila Tatălui există în fiecare casă. Nu o Biblie, poate că 5. În aceeași idee, legat de care și de călăreți, dacă deschidem la Hagai, capitolul 2, cu 23, acolo zice așa. Asta nu mai găsit în profeță nici. Voi răsturna scaunul de domnie al împăraților. Voi nimici puterea împăraților popoarelor. Voi răsturna carele de război pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții vor fi trântiți la pământ, fiecare de sabia fratelui său. Și toate lucrurile acestea se vor întâmpla ziua aceea. Nimeni nu se mai poate bizui pe carele și pe călăreții lui.
de ceea ce a zidit nepotrivit. Dacă ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, acel turn va fi de scăpare. În aceeași ordine de idei și profetul Isaia vorbește în 31 cu... Putem să citim chiar primul verset. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor. Vai de noi, dacă ne coborâm în lumea aceasta materială sau trupească, după ajutor și nu la Tatăl. Cei care depind de cai și se încred în mulțimea carelor, în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul Israel și nu caută pe Domnul. Deci am ajuns la versetul din Isaia 36, am ajuns la versetul 10. Și așa că zice așa, mai departe. Apoi voia Domnului, apoi fără voia Domnului, să vedeți cum vine Satan. Să vedeți cum vine Satan la creștini. Numai să vedeți. Zice, și apoi fără voia Domnului m-a însuit eu în puterea țării să o distrug. E voi, vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. Merge Satan la Dumnezeu, simbolic, și îi spune, lasă-mă numai să mă duc un pic la Iov. Normal că cu voia Domnului s-a dus. Cu voia Domnului am venit eu la tine și îți ofer tot ce vrei. Numai să te închin, simbolic. Și eu numai lasă-mă să mă ating de el, de copii, de familie, de pielea lui. Bineînțeles, așa vine adversarul. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării aceștia și distruge-o. Probabil că Dumnezeu, în vremea aceea, a izraeliților, la fel și cum a fost cu Iov, a permis lucrurile acestea să se întâmple. Pentru că toate sunt cu un scop. De ce? Din cauza neascultării lor. Ei, dacă ascultau, aveau țara și în momentul de astăzi, exact cum era în timpurile biblice. În moment ce ei nu au ascultat, Dumnezeu a permis peste ei ca totul să se fărâne. Și ei să rămână o rămășiță. Doar acea rămășiță să fie salvată. Și spune așa, mergem mai jos, deci acest șapte vorbește în limba aramaică și spune în auzul poporului. Deci nu vorbești Satan în ziua de astăzi. Nu îți vorbește într-o limbă străină. Totul este pe gustul și pe limba omului. Ca omul să înțeleagă perfect dorința lui Satan. Și să vedeți ce spune el. Că nu m-a trimis el să le spun oamenilor acestora de pe zi să-și mânce experimente, să-și beau vina împreună cu voi. Nu, uite! Apoi Rabșac a intrat, a strigat cu toată puterea lui în Libra evrească. Ascultați cuvintele Marului Împărat și Împăratului Asiriei. Faceți așa înțelegere cu Satana, simbolic pentru noi. Și nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu va putea să vă scape. Iuda, observați, poate n-am specificat la început, această invazie a lui Sanherib este asupra lui Iuda, nu asupra Israelului. Vorbim acum de invazia asupra lui Iuda. Și acum, pentru noi, din punctul meu de vedere, când vorbim de Israel și de Iuda, din punctul meu de vedere, Israel, fie lumea, fie Israelul trupește, Iuda e clasa credinței. Ca clasa turma mică, biserica. Pentru că separate și din Iuda o ieși Domnul Iisus și așa mai departe. Și atunci, tot ce se întâmplă aici este un atac direct asupra creștinului. Și acum, dacă luăm așa, asirienii doresc ca Iuda să nu-și pună încrederea în Ezechia. Ce dorește Satan acum? În cine este unul pune noi încredere? În Dumnezeu? Sau mai specific? Așa cred și eu. Deci aici, din punctul meu de vedere, mă duce pe mine cu gândul, Satan îmi zice în felul următor. Dragul meu, nu-ți pune tu încrederea în Ezechia, care a dărâmat înălțimile, care a dat șarpele, am înțeles că și șarpele au dat la o parte, ăla de aramă. Deci, Ipul, a dat tot la o parte, inclusiv șarpele, care nu era nimic, dacă l-a făcut din voia Domnului, dar ei se chinau la el. Deci, au ajuns să fie pe partea cealaltă. Deci Ezechia a dat totul la o parte și îi spune Rabșache sau Satan nou, păi ți-o dat la o parte înălțimile, cum te mai închine? Închine-te mie. Asta doresc eu. Și atunci, nu te lăsa dus
cu vorba de Ezechia, de Domnul Iisus. Domnul Iisus, ci zice, închină-te împăratului Asiriei, al lui Sanherib, adică al lui Satan. Din punctul meu de vedere, această lucrare este în prezent fără nicio discuție. Este o lucrare a vârstei evanghelice în care Satan încearcă din răzputeri să distrugă lucrarea prezentă Domnului Iisus. Și anume, Domnul Iisus, dacă și-a început o lucrare de distrugere, de judecată a națiunilor, de dărâmarea stâlpilor idolești, Satan vede lucrul ăsta. Sub nicio formă el nu dorește să lasă aceasta să se întâmple. Dar n-are ce să facă. Pentru că el știe că nu are puțin timp, pentru că, așa cum am citit, în versetul 26, lucruri pregătite de demult și hotărâte din timpuri străvechi. Dacă, dragii mei, dacă Dumnezeu le-a pregătit de demult, Dumnezeu nu le-a pregătit în sensul negativ. Le-a pregătit toate cu o ordine clară. Și acum, în versetul 16, exact asta aici am cerște, zice să faceți pace cu mine. Azi era capătul. Satan dorește ca creștinul să facă pace cu el. Haide să ne înțelegem. Haide să ne unim toți. Și cu gay, și cu musulmani, și cu toată lumea. Că totul e o pace și o liniște, o iubire universală. Dragii mei, cu zâmbetul pe buze toate, drepturile omului, Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, ăsta era șapte. Din punctul meu de vedere, e Satan care bate la ușa ta, lasă-mă numai să intru 5 minute și când bate și Domnul Iisus, noi nu vrem să cinem cu El. Dar alții nu vor să cineze cu El. Pentru că în versetul 18 insistă, nu vă lăsați amăgiți de Ezechia. Când vă zice că Domnul vă va scăpa. Păi Domnul Iisus tot într-una a spus că mântuirea pornește de la Israel. Că dacă Domnul Iisus, Apostolul Pavel, a explicat fraților, Domnul Iisus și-o dat viața, a înviat, atunci rămâne clar dovada că va învia și omenirea. Cum mi se spune nouă că sufletul e viu? Dacă se spune că va învia în viitor, minciuna e adusă. Cum mi se spune nouă că nu vor învia numai unii sau alții? Că nouă mi se spune că toți vor învia. Cum ni se spune că îi vor învia și îi vor băga în iad? Cum se spune lucrul acesta când eu citesc în Scriptură și mie spune că toate neamurile vor fi binecuvântate, vinuri vechi și limpezite, ospăți, judecată dreaptă și așa mai departe. Deci niște erezii se publică din fața angonilor. Rabșake sau Satan. Agentul lui Satan. Dar să vedeți exact ce v-am spus eu. Să vedeți dacă mergeți la versetul 21. Isaia 36 cu 21. Știți ce le-a spus Ezechia? Ei au tăcut. N-au răspuns niciun cuvânt. Căci împăratul de Dumnezeu cuvânt aceasta să nu răspundeți. Nu negociați cu Satan. Nu negociați cu nebunii. Ca să nu zic altfel. Că nu ieșim câștigători. N-avem nicio șansă. În momentul când Satan vine la noi cu o ofertă, noi nu trebuie să o negociem oferta. Noi trebuie să plecăm. Eu încă o dată mă repet. Eu am negociat și am pierdut. Nu știu dacă voi ați negociat și ați pierdut. Eu am negociat și am pierdut. Eu n-am avut nicio șansă în fața lui. O luptă pierdută nu înseamnă că tot războiul e pierdut. Asta am înțeles și eu din orice manual de istorie și din orice istorisire din Sfânta Scriptură. Pentru că avem la Tatăl Mântuitor, pentru că putem merge în rugăciune și să ne cerem iertare și să nu mai păcătuim. Și El, bineînțeles, pentru că este ascultător, ne iartă. Doar prin sângele Domnului Iisus. Haideți să mai parcurgem... Haideți să mai parcurgem puțin, că văd că m-am depărtat. Deci... Un lucru interesant, mă duc rapid cu paralela la Matei 24. Și discuția de marți era de acolo. Vreau numai să vă citesc un verset. În versetul 24, Satan are o lucrare cu niște Hristoși mincinoși. Și proroci mincinoși, care vor face semne mari și minuni mari, până acolo că va înșela cu putință chiar și pe cei aleși. Lucrarea aceasta este și în prezent, așa să știți.
din punctul meu de vedere, semnele parusiei Domnului sunt în prezent, nu neapărat în ordinea asta, pot fi și amestecate. Izraeliții le-au trăit pe proprie piele, atunci după moartea Domnului Iisus, s-au împlinit literal cu ei. Cu noi se împlinesc astăzi. Vedem că smochinul e împrăjezit, mântița e înfrunzită și vara aproape. Deci Domnul Iisus e la uși, așa cum scrie. Fiind la uși, din punctul meu de vedere, înseamnă că are lucrare și prezent. Numai Iisus în cer, e la uși, când văd Israelul. Asta e altă temă de discuție. Dacă mergem mai departe, mergem în Isaia înapoi, în capitolul 37, vom citi doar selectiv. Trebuie să parcurgem și capitolul 37 scurt, pentru că sunt niște lucruri interesante acolo și să vedeți. Se întâmplă că în aceste momente, încă o dată mă exprim, pentru mine simbolic fiind Iuda și Ezechia, doar peste Iuda, nu pentru Israel, atunci e simbol al Domnului Iisus și al Bisericii. Și se întâmplă că, când vede toate situațiile astea, Ezechia, luăm simbolic biserica acum, intră în sac și în cenușă, în post, în rugăciune. În casa Domnului, așa scrie. Și o numește în versetul 3 Ezechia așa, zi de necaz, de pedeapsă, de insultă. Copiii sunt aproape să se nască și nu este putere pentru naștere. Și în versetul 4 zice, înalță dar o rugăciune pentru rămășița care mai este. Dragii mei, există o rămășiță în ziua de astăzi, din izraeliți și o rămășiță din creștini. Rămășița se poate salva doar prin rugăciune, prin post, prin sac și cenușă. Dar la Dumnezeu, ce-i place de fapt legat de post? Că putem să citim numai scurt, dăm câteva pagini în Isaia 58 și zice așa Isaia. De fapt Dumnezeu zice în Isaia, pe cuvântul prorocului, dacă citim, zice în versetul 5, ori acesta este postul pe care l-am ales eu să-și întristeze omul sufletul pentru o zi. Ni se spune că în versetul 6 nu este acesta postul pe care l-am ales, ci se dezlegi lanțurile răutății, se deznozi legăturile robiei, să dai drumul celor asupriți și să rupe orice fel de jug, să-ți împarți pâinea cu cel flământ, să aduci în casa ta pe cei nenorociți fără de post. Dacă vezi un om gol să-l acoperi, să nu întorci spatele semenului tău. Pe ce vrei mai mult decât atâta? În momentul în care noi credem cu adevărat că credința, fără fapt, e moartă, atunci știm ce avem de făcut. Dar și în cazul în care credem că prin fapte vom fi mântuiți, iară nu ne aflăm într-un lucru potrivit. Acolo iară Satan încearcă să ne corupă, pentru că nu faptele ne mântuie. Un lucru interesant. O să vă pun o întrebare. Vă amintiți ce oraș biblic menționat a fost în Asiria? Ninive? Da. Ninive, dacă nu s-au auzit. Ninive. Ninive, unul dintre orașele principale a Asiriei. Voi știți că Ninive a fost salvat. Voi știți cât de păcătoși au fost ei și până la urmă au fost salvați. De aceea, din punctul meu de vedere, profeția din Isaia, care am citit eu mai început, la Isaia 19, unde se vorbește de Egipt, Asiria și Israel, de aceea Asiria s-ar vedea clar că dacă ar fi ceva, ori pe partea spirituală, îngerii aceia decăzuți vor avea și ei șansa să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, ca și Ninive. Bineînțeles că se va trezi un Iona, care să se supere. Că de ce a propovăduit el păcat, distrugere și nu a fost distrugere. Dar Iona este un mesager. Așa trebuie să fim și noi, mesageri. Trebuie să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne supărăm că se uscă un curcubete sau că de ce Dumnezeu scapă. Și să ne ducem, să ne ascundem de fața lui Dumnezeu. Scurt, despre ziua de necaz, care o amintește Ezechia, o citim numai scurt, în Țefania, Țefania 1, să zicem versetele 14 și 15. Ziua cea mare a Domnului este aproape, aproape și vine în gradă mare. Glasul zilei Domnului, omul viteaz va scoate strigăte pline de amărăciune. Ziua aceasta este o zi de mânie, o zi de necaz, de suferință, de ruină, de nimicire, o zi de întuneric, de negură, o zi de nori și de întunecime. Dragii mei, încet se vede ziua cea mare de răsculare a
adevăratului stăpân, împotriva stăpânului de nedrept, al lui Satan, în care Dumnezeu are o lucrare specială, prin Domnul Iisus, de a dărâma clădirea existentă ca să facă alta nouă. Pentru că nu se poate stabili împărăția lui Dumnezeu pe pământ, pe baza unei fundații greșite și a unei și a unei erezii. Sau a mai multor erezii. Da. Citim mai departe. Nu mai am dat niște versete și încet ne-am apropiat de încheiere. Dar mai avem câteva versete de parcurs. Veți observa, în Isaia 37, că planul lui Dumnezeu merge la îndeplinire și anume cum. Cine a luptat pentru Iuda atunci? V-am amintit? Iuda a luptat. Nu a luptat Iuda. Cine a luptat? Dumnezeu a luptat. Deci Dumnezeu a luptat. Așa scrie. Zice că voi, versetul 7, 37-7, voi pune în el un duh, la o veste pe care o va primi, se va întoarce în țara lui, îi face să cadă ucis de sabie. Și mai zice ceva în 10, nu în 10, merge mai la sfârșitul capitolului, deși anticipăm de același lucru, să se vadă cum lucrează Dumnezeu. Versetul 35. Eu voi apăra cetatea aceasta ca să o scap, din cauza mea, din cauza slujitorului meu David. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis. A ucis. Ucidere înseamnă ucidere. Nu, ucidere nu înseamnă chinuire. Nu e o chinuit. E ucis. În tabla sine, 185.000 de oameni. Toți aceștia erau niște trupuri moarte, zice mai departe. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă curățarea răului, o ucidere, o distrugere, cum zice în alte locuri. Deși Biblia este simbolică, cuvântul foc apare peste tot în profeții sau în Apocalipsa. Nu va fi un foc literal, dragii mei, sub nicio formă. Ereziile acestea nu mai au ce căuta în fața publicului. Va fi o ucidere, va fi o distrugere, va fi o terminare în moarte. Trupuri moarte, nu trupuri chinuite. Exact același lucru vorbește și Zaharia. Haideți să citim, că doar scurt vom citi. Capitolul 14, primul verset. Vine ziua Domnului, când prăzile vor fi împărțite, vă strânge toate popoarele să lupte împotriva Ierusalimului. Stați așa, că nu știu dacă am asta. Versetul 3. Domnul se va arăta, se va lupta împotriva acestor popoare. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. Și așa mai departe. O zi deosebită este acea zi. Bun. Mergem puțin mai departe. Pentru că ne interesează câteva aspecte foarte importante. Ezechia în acel moment are o... face ceva. Vă amintiți? Deci, îi se spune tot ce Sanherib prin mesagerii lui, își dă tot mesajul. Și Ezechia face ceva. Am zis sac și cenușă și mai face ceva. Versetul 15. Ezechia s-a rugat Domnului. Și zice așa. Doamne al oștirilor, Dumnezeul Israel, care stai între heruvimi, Tu, același, ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Vă dați seama ce laudă aduce Domnul. În momentele acelea critice. Pleacă-ți urechea și ascultă. Deschide-ți ochii și privește. Zice despre Sanherib că el batjocorește pe Dumnezeul cel viu. Exact același lucru a zis și David. Cum se poate ca acest Goliat să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și oștirea Dumnezeului celui viu. Citim mai jos că împărații Asiriei sau simbolic acești agenți al lui Satan, conduși de Satan, și ce au făcut? Au devastat toate țările. Mi se pare cumva ciudat lucrul acesta. Nu se întâmplă lucrul ăsta în ziua de astăzi. Și-au aruncat în foc pe Dumnezeii lor. Nu erau Dumnezei, erau de lemn, de piatră, de aceea i-au distrus. Și acum Ezechia îi cere să ne scape din mâna lui Sanherib. Pentru că doar Tu ești Domnul Iehova. Numai Tu.
În aceeași idee vom citi scurt în Deuteronom, unde vorbește Moise cu întrul Domnului, zice, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Sau și mai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dumnezeu este unul singur. El este Dumnezeu. Zice mai departe capitolul 8 din Matei, în versetul 25, apare o chestie interesantă. Deci, rugăciunea lui Ezechia este spre ajutorare. Exact același lucru fac și ucenicii în momentul când sunt pe furtună și Domnul Iisus, cred că aici e postaza în care Domnul Iisus dormea. Și ucenicii zic așa, Doamne, în versetul 25, 8 cu 25, Doamne, scapă-ne pierim, că pierim. Și atunci Iisus le-a spus, de ce vă este frică puțin credincioșilor? S-a sculat, a certat valurile, marea și s-a făcut o mare liniște. Așteptăm acea certare, pentru că în momentul de astăzi valurile sunt foarte mari. În versetul 21, din Isaia 37, Dumnezeu îi confirmă lui Ezechia un lucru foarte important. Prin Isaia. Îi spune așa. Am auzit rugăciunea. Atât e tot ce trebuie să știm și noi. Dumnezeu ascultă rugăciunea celui sincer. Dumnezeu după aia îl ceartă prin cuvinte pe Sanherib. Pe cine ai bat jocorii și ai culit tu? Împotriva cui ți-ai ridicat tu glasul? Împotriva Sfântului lui Israel ți-ai îndreptat ochii în sus. Și spune în versetul 26, dar cu ceea ce am început. Dar n-ai auzit că eu am pregătit aceste lucruri de muncă și eu le-am hotărât din timpul străvechi? Acum le-am adus să se împlinească, să prefaci cetăți tare cu niște ormane de dărâmături. Și zice în 28, eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri, când ești mânios împotriva mea. 29, voi pune veriga mea în nările mele, zăbala mea între buzele tale. Și acum versetul 30 ne dă o cheie. Pune versetul 30 să vă care cheie. La semnele. Toate aceste lucruri au un semn. Și care este semnul? Anul acesta veți mânca ce va crește de la sine. Al doilea an, ce va răsări din acesta. Al treilea an, veți semăna, veți secera, veți sădivi, veți mânca rodul lor. Ca să ne ducem direct la... viile semănate și mâncarea din rod, haideți să citim din Isaia 65, să vedem ce ne spune mai în clar. Cu 17. Căci iată, eu creez cerul nou, un pământ nou. Deja vorbim de împărăție. Așa că nimeni nu-și va mai aduce de aminte de lucrurile trecute, nimănui nu-i vor mai veni în minte. Mai jos zice, Israel, Ierusalimul va fi un jubileu, poporul o bucurie. Mai jos. Versetul 21. Vor construi casele, vor locui, vor sădivi și le vor mânca rodul. Dar cu ce asemănăm noi al treilea an? Ați înțeles? Asta analogia mea. Îl asemănăm cu împărăția asta? Împărăția, da. Ce înseamnă încă 2 ani înainte? Pentru mine, dacă împărăția trupească, pământească, e 1000 de ani, e un an. Și alți 2 sunt 2000 de ani. Un gând. Doar un gând. În aceeași ordine de idei vorbește și Osea 6 cu 2. Voi știți versetul, frații, tare mult îl amintesc. Când ne va da viața în 2 zile și a treia zi ne vom scula, ne va scula și vom trăi înaintea feței Lui. În aceeași ordine de idei vorbește și Luca 12 cu 38. Unde zice că fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că la a treia, ferice de cei de ei, dacă îi va găsi așa, asta e legat de prezență, poate nu-i găsesc cel mai potrivit. În aceeași ordine de idei vorbește și în Levitic 19,
19 cu 5. Despre jertfele de mulțumire. Astăzi putem aduce jertfele de mulțumire. Sunteți de acord și voi, nu? Că zice, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți să fie primită. Așa că să fie primită. Jertfa să fie mâncată în ziua care o veți aduce, sau în următoarea, a doua zi, dar cineva mai rămâne până la a treia zi să fie pus în foc. La a treia zi nu mai poți aduce jertfă. Tot în aceeași ordine de idei, Exod 19, 10 și 11, Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, ce se fac cu ei? Sfințește-i, azi, mâine. Și pune-i să-și spele hainele. Păi, dragii mei, tot asta se predică din fața ambonilor. Spălați-vă hainele. Dar cum le spălați? Cu carele lui Sanherib? Nu ne interesează carele lui Sanherib. Le spălăm prin cuvântul lui Dumnezeu și prin sângele venitului Domnului Iisus. Să fie gata pentru a treia zi, zice. Deci ne spălăm azi, mâine, a treia zi trebuie să fie gata. Că de fapt a treia zi, și ce se va întâmpla? În versetul 17. Vom fi scoși spre întâmpinarea lui Dumnezeu. În momentul când suntem scoși la întâmpinarea lui Dumnezeu, ca și tot poporul, deja nu mai ai ce să curești și să sfințești. Și în aceeași ordine de idei vorbește și Iosua, în care chivotul sau Domnul Iisus e la o distanță de aproape 2000 de coți de popor, care tot simbolic îl putem lua dacă dorim să considerăm Iordanul ca și jertfă, sacrificiu, moarte. Deci de la moartea Domnului Iisus numărăm aproape 2000 de coți. Este o cheie foarte importantă pentru noi, cuvântul aproape. Aia înseamnă veghere. Dacă se ziceam clar, știam sigur an. Așa nu știm sub nici o formă. Și nici nu este de dorit să-l știm. În încheiere, versetele 31 și 38 ne prezintă salvarea Ierusalimului, în care în 32 se zice că din Ierusalim va ieși o rămășiță, din muntele Sionului cel salvat. Voi știți că din Ierusalim va ieși cuvântul din Sion legea. În împărăție se va aplica dreptatea, va fi o împărăție de iubire, în care Îngerul Domnului va ucide pe toți cei care nu se vor conforma, în care Ezechia, împreună cu Biserica, sau simbolic Domnul Iisus, împreună cu Biserica, vor avea o lucrare de curățare a celui rău, o împărăție în care nu se mai face rău pe tot muntele cel Sfânt, o împărăție de pace, de liniște, în care lacrimile vor fi șterse, în care moartea nu va mai exista. Mulțumim Dumnezeu pentru acest plan minunat. Mulțumim că de fiecare dată când deschide Sfânta Scriptură, putem să-L regăsim. Voi știți cum Albina are rombul acela, hexagon acela perfect. Deci că tot același hexagon, tot același lucru, regăsește în mai multe locuri. Asta e interesant, că Dumnezeu vorbește în mai multe feluri. Numai trebuie să ne deschidem mintea, să vedem că Dumnezeu are un plan cu întreaga omenire, Dumnezeu are un plan cu creștinii din ziua de astăzi, Dumnezeu are un plan cu Israel. Dumnezeu să ne ajute să facem faptele bune de credință și asta, să iubim, să iubim pe frați și pe surori. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin.